Gata. Prin ordonanța numărul 18, dată de actualul guvern pe 19 august, au avut loc o serie de reduceri ale bugetelor, atât a bugetului propriu, cât și a bugetelor de la nivelul orașelor, comunelor și municipiilor. Astfel că, în total, în județul Dolj a avut loc o reducere cu 53.748 de lei. Repartizat astfel, la nivelul bugetului propriu al Consiliului Județean, suma diminuată a fost în valoare de 7.357, iar la nivelul bugetelor comunelor, municipiilor și orașelor, suma diminuată este în valoare de 46.391.000 de lei. Practic, asta înseamnă cam 13,7% bani reduși pentru Consiliul Județean, restul de 86% urmând a fi reduse din bugetele comunelor, orașelor și municipiilor. Astfel, aceste reduceri au loc din sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul județului în valoare de 1.575.000, din sume defalcate din TVA adăugat din TVA destinată finanțării cheltuielor privind drumurile județene și comunale în valoare de 1.369.000, și din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului județean în sumă de 4.413.000 lei. Așa cum vă spuneam, un total de 7.357.000 de lei. Mai grav este suma redusă de la nivelul comunelor, municipiilor și orașelor, sumă care se defalcă astfel. Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor în valoare de 34.458.000, din care sume pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile și indemnizațiile în quantum de 24.458.000 și sume pentru ajutorul social și pentru încălzirea locuinței în valoare de 10 milioane de lei. La toate acestea se adaugă sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor în valoare de 11.933.000 de lei, într-un quantum total de 46.391.000 de lei. Practic este o rectificare negativă pe care noi va trebui să o facem în acest an, o să o facem în prima ședință a Consiliului Județean. Din păcate, nu mi se spun unde se duc acești bani. Să sperăm că o să vedem investiții viitoare în autostrăzi, rețele de curent și așa mai departe, care vor avea rolul să răbornească economia românească. Ce înseamnă pentru Consiliul Județean diminuarea acestor sume din buget? Trebuie să renunțăm la vreo investiție? Consiliul o să analizăm acest lucru, dar vreau să vă spun că acest lucru va avea un impact negativ asupra investițiilor. La nivelul Consiliului Județean se reduc 7 milioane, aproape 7 milioane și jumătate, aproape 7 milioane și jumătate de lei, care înseamnă în lei vechi cam 75 de miliarde de lei vechi, iar pentru a exemplifica, tot cam atât a costat și investiția în cadrul aeroportului internațional pe care Consiliul Județean o face.